Bine v-am regăsit la horoscopul zilei. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, să aveți o zi minunată, așa cum sunteți și voi. Domnii să vă onoreze, familia să vă caute, florile să vă inunde brațele, să fiți fericite, să fiți frumoase, feminine, toate dorințele să vi se împlinească și așa cum data de azi are un mare 8, dacă îl inversați, devine infinit și să fiți infinit de fericite și infinit de prospere și infinit de încântate de ceea ce reprezentați în viața tuturor, pentru cei dragi acasă și pentru mine, prin faptul că sunteți aici prezente. Iar pentru voi, domnii care mă priviți, să vă trăiască doamnele de acasă, doamnele din inimă, doamnele din minte, doamnele din viața voastră, onorați-le, iubiți-le, că sigur faceți asta și amintiți-vă să le spuneți permanent cât sunt de femei frumoase și minunate pentru voi. Astăzi am să fac un horoscop mai special și veți vedea de ce. Este 8 martie, deci o zi mai de sărbătoare, pentru că pe lângă partea astrologică pe care am să o prezint, am să vă mai dau și câte un cuvânt magic al acestei zile pentru fiecare zodie. Dar înainte de orice, vă amintesc că este o săptămână interesantă, ne așteaptă o săptămână cu niște evenimente astrale mai aparte, cu o lună nouă, din nou mai aparte în Pești, de aceea vă invit să vedeți și horoscopul acestei săptămâni, este gata, îl puteți căuta undeva atașat la acest video, îl găsiți, sau la sfârșitul acestui video, ca să aflați cum o să primim cu toți această lună nouă. Bineînțeles, despre luna nouă am vorbit și horoscopele lunare, în cazul în care nu le-ați văzut, le găsiți și pe acestea, tot atașate, într-un playlist dedicat, sau în Astrodrama lunii martie, știți foarte bine, despre astea tot vă vorbesc de fiecare dată, cunoașteți șablonul. Acum căutați-vă minutul, secunda de unde începe zodia voastră și ne vedem direct acolo cu un horoscop special de 8 martie. Pentru voi, berbeci, femei, bărbați, nu contează, astăzi aveți parte de succes. Este o carte frumoasă care arată că tot ce vă propuneți, începând cu ziua de azi, sau pentru azi, va fi de succes. E parcă deasupra voastră luminează un far special care vă pune pe voi, în mod special, în valoare și de aceea atrage succesul pe orice plan ați dori. Orice gând care vă trece prin minte devine succes, orice cuvânt pe care îl emiteți devine fapt de succes, orice relație pe care o alimentați astăzi cu tot ce aveți voi mai bun în interior este de succes. Ca atare, nu stați degeaba într-o astfel de zi, că are legătură cu o martie sau nu contează, dar tot ce faceți astăzi este de succes. Această carte oracol, după cum știți, am introdus niște filme noi în care folosesc cărți oracol, o mulțime de cărți oracol am și acum le voi alătura părții de astrologie, ceea ce iată fac acum. Sunteți plini de sentimente voi, aveți o inimă încărcată de tot ce poate fi mai bun. E un ciclu care care ajunge la apogeu la voi astăzi, de aceea este de succes. E ceva similar unei luni pline pentru voi. Nu e lună plină astăzi, dar ceea ce trăiți voi astăzi, cam asta este, că ceva a căpătat contur maxim, complet, a atins apogeu, a atins succesul de plină, a atins gloria, a atins victoria, cea mai măreață pe care ați dorit-o. Atunci când ați început o activitate, ați visat ceea ce se poate întâmpla acum. Cum ziceam, o relație de succes, o afacere de succes. Orice activitate în care voi ați pus multă pasiune și mult feeling e de succes. Sau puteți începe astăzi o astfel de activitate. Da, și asta se poate. Un gând transmis acum în univers, foarte curând, intră într-un proces de materializare care o să aibă, așa, în vreo câteva zile de acum încolo, hai să spunem un ciclu de vreo
două, trei săptămâni de acum încolo va deveni acel succes pe care îl doriți. Deci, dați-i drumul, orice faceți azi, e pe calea cea bună către reușita totală. Pentru voi, tauri, sunteți în fața unui nou început din multe puncte de vedere. Ca atare, ceea ce vă reprezintă pe voi este această carte pe care scrie, nu știu dacă se vede, asumați riscuri, taking risks. Ca atare, voi ce începeți, sunteți așadar la un început de etapă, clar, implică un risc acolo, dar sunteți pregătiți să vi-l asumați. Orice ar fi, nu contează, că e un preț de plătit, că habar n-aveți încotro mergeți. Voi știți că ați trecut deja dincolo, e ca și cum ați trecut un pod, sau mai mult decât un pod, că podul deja vă oferă o anumită siguranță. Nu, voi ați pornit pe o apă cu gândul să ajungeți undeva pe un țărm nou, iar pe acest țărm nou vă așteaptă ceva total diferit, ceva nou. Și de asta vă asumați aceste riscuri, pe principiu fie ce-o fi, dar vreau lucrul ăsta. Enorm! O relație care începe acum, da, poate pe undeva nu e pe deplin conturată, nu știți prea multe despre persoana respectivă, dar vă asumați. Un job nou, iarăși, nu știți, e potrivit, nu e potrivit, o să țină, nu o să țină, vă asumați lucrul ăsta. Deci pasul pe care îl faceți azi, la origine, are o oarecare fragilitate, nesiguranță, neclaritate, dar voi vă asumați și acest lucru. Nu contează ce e dincolo de pasaj, va atrage foarte mult, e luminița aia de la capătul tunelului, dar pe principiu fie ce o fi, vă aruncați, porniți, mergeți și va fi bine. Într-un final veți vedea că a meritat acest risc, a meritat să-i dați drumul la acest nou drum și să-i dați drumul la acest nou drum, să porniți pe acest nou drum și să culegeți roadele foarte curând. Pentru gemeni și la voi este un nou început. Sunteți în fața unui nou început și un nou început plin de speranță, plin de așteptări imense, colosale, ceea ce vedeți voi la orizont, acolo departe, de-abia sunteți la pornire, gândiți-vă, sunteți de-abia la, nici nu s-a dat bine startul, dar voi știți că acolo la capăt, la finish, vă așteaptă ceva cu totul și cu totul special. Așteptările sunt ridicate, ștacheta este foarte sus. Speranța, încrederea că va fi bine, iarăși este foarte mare. Poate fi orice fel de nou început, o nouă relație care se înfiripează acum și de la care așteptați maximum posibil, poate deja o viitoare căsătorie, o mutare, o plecare undeva, din nou, cu mult interes sunteți pregătiți să-i dați startul, conștient că va fi un drum lung până acolo, nu zice nimeni că e după colț succesul, dar simțiți că pasul acesta pe care îl faceți acum către acest nou început sau poate noi începuturi, new beginnings, cu S la urmă, deci e plural, s-ar putea ca ceea ce porniți acum să fie un evantai de căi, mai bine zis, și la final vă așteaptă lucrurile acelea minunate pe care le sperați. Încredere, gândire pozitivă, optimism, sunteți protejați, parcă aveți o stea norocoasă deasupra voastră care vă împinge, hai, e momentul, du-te, pornește, pentru că de la punctul ăsta de plecare, v-am spus, se deschide un evantai de căi ca într-o mare intersecție, că după ce dați startul veți avea o mulțime de variante pe care să mergeți către culegerea roadelor minunate de undeva de la final. Pentru RAC, cuvântul pentru voi este wisdom, înțelepciune. Voi sunteți niște înțelepți în definiție, se știe lucrul ăsta, că aveți o intuiție nemaipomenită. Iar ceea ce astăzi vă îndeamnă către din nou un nou început, se pare că e o perioadă cu noi începuturi pentru multe zodii, ceea ce vă îndeamnă este această înțelepciune. O voce acolo interioară vă spune, hai, pornește, în direcția asta e bine să pornești. Aveți și încrederea noului început, știți cum e la nou început, entuziasm, abia așteptați, nerăbdare, să vedeți ce urmează, dar nu e un nou început cu riscuri, ci îl gândiți, e înțelepciune acolo, voi aveți deja o strategie, voi aveți deja, știți deja către ce vă îndreptați, niște rezultate acolo le sperați la final și de aceea vă aruncați în noua direcție cu multă bucurie de a trăi, cu multă încredere, cu un dram de nebunie, cu spirit un pic
copilăresc, așa ca unui copil care se aruncă într-un joc nou, dornic să vedeți ce urmează. Stă în puterea voastră, aveți tot ceea ce vă trebuie, dar ceea ce astăzi se cere este această scânteie de ușoară nebunie să ziceți gata, fac lucrul ăsta, start, pornesc și după aceea fiți sigur că cineva acolo sus vă dă înțelepciunea necesară să ajungeți la destinație. Pentru lei, cuvântul zilei este dragoste, love. Dragostea înflorește sub ochii voștri, sunteți prinși în mrejele unei noi iubiri, a unei noi apariții în viața voastră, posibil să vă îndrăgostiți, posibil ca relația pe care deja o construiți să înainteze foarte frumos, să prindă contur, love, voi sunteți aleșii zilei pentru a primi cantități uriașe de dragoste. Flori, iată, flori. Florile pe care le veți primi sunt, doamnelor, sunt formă de iubire, domnilor, sunt tot formă de iubire, așa că arătați-vă iubirea prin flori. E multă generozitate în plan sentimental. Oferiți foarte mult ca să primiți foarte mult. În primul rând, oferiți. Și după aceea, bineînțeles că se întoarce așa ca un val înapoi toată această iubire. Da, e o zi cu multă pasiune, cu energie emoțională acolo, sufletul vostru e încărcat de tot ce poate fi mai frumos, în primul rând și un sentiment de iubire de sine și asta e foarte important. Vă uitați în oglindă și vă place ceea ce vedeți, doamnele se aranjează, se fac frumoase, își cumpără haine noi, ies în oraș cu fetele, deci sunteți, și apropo de asta, nu numai că veți ieși cu fetele și ca fetele, ci vă veți aranja, doamnelor, astăzi că veți fi ca un buchet de flori, voi, frumoase, voi, strălucitoare, voi, colorate, voi, primăvara o să vi se citească pe chip, pe trup, pe suflet și asta emană iubire, iubire de sine, cum spuneam. În primul rând vă iubiți pe voi, vă admirați pe voi, vă placeți pe voi, vă sărutați în oglindă pe voi, cum s-ar zice, că asta va atrage iubirea altora. Cu cât vă măriți această iubire de sine și acest respect de sine, cu atât înapoi vine. Ca într-o reflexie, ce dați, asta primiți. Dar, în primul rând, cum ziceam, de la voi trebuie să vină această dragoste pentru propria persoană. Vine și momentul ăla, sau mai bine ar fi, întâi să vă iubiți voi, ca apoi să vă iubească ceilalți. Cu siguranță veți primi semnale de iubire foarte bogate, foarte complexe, veți spune la sfârșitul zilei că cineva cu adevărat vă iubește. Pentru fecioară, cuvântul zilei este going forward, mergi mai departe. Voi sunteți în fața unei alegeri și nu știți încotro să o luați, de aceea ceva vă spune că din intersecția asta una singură duce acolo unde trebuie, adică mai departe, mergi mai departe, going forward. Posibil ca din alegerea asta pe care trebuie să o faceți, una să vă cam țină pe loc și alta să necesite un pas mai departe. Normal că alegerea va fi treci mai departe, treci la nivelul următor, treci la etapa cealaltă, nu sta pe loc și în niciun caz nu te întoarce. Că asta este răscrucea la care sunteți acum voi. Una care zice, nu, întoarce-te la ce era cândva, la ceea ce știai, la ceea ce aveai palpabil în mână, decât să riști către ceva care nu știi încotro merge. Dar asta este calea. Cea care habar n-aveți ce urmează, că inima voastră într-acolo vă îndeamnă să porniți. Înainte. E un drum nou care vi se deschide foarte interesant, foarte frumos. Poate să fie o relație nouă care se prefigurează la orizont. O nouă cale profesională care iarăși sună foarte interesant, dar greutatea e decizia. Să rămân la ce aveam, la ce știam, la cine eram mai ieri, că eram obișnuit așa, de ce să schimb dacă lucrurile sunt cunoscute de mine destul de bine, sau să am curajul să pornesc din această intersecție către ceva complet nou, chiar dacă încă nu știu foarte bine ce urmează. Da, asta este calea. Altceva, alt sens, alt drum pentru voi, fecioarele, că sunteți pe drumul cel bun. E o
cale care duce spre soare, o cale care duce spre nou, spre lumină, spre altă viață, dar totul pornește de la decizia, probabil destul de complicată, pe care urmează să o luați chiar azi. Pentru voi, balanțe, cuvântul zilei este focus. Concentrează-te, focusează-te, alege o singură cale, alege un obiectiv, mergi în direcția asta, că acest obiectiv spre care porniți și nimic altceva nu vă mai interesează, acolo vă așteaptă succesul, acolo vă așteaptă o veste bună, o realizare, un succes, o eliberare. Ceva se schimbă, dar totul e să alegeți o singură cale. S-ar putea să aveți o tendință de a vă împrăștia foarte tare, așa, 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 așa. Dar asta înseamnă risipă de energie, risipă de resurse. Nu puteți pe mai multe fronturi. Acum vi se cere o singură cale pe care să vă focusați și acolo. Când se va termina această cale, o să alegeți alta. Sau din nou o să vă împrăștiați pe 10 alte căi mai mici. De data asta se cere un singur drum. Și când veți fi siguri că acest drum a ajuns acolo unde v-ați propus, foarte bine, treceți la etapa următoare. Focusați-vă pe carieră și atât, focusați-vă pe familie și atât. O vreme, bineînțeles, nu înseamnă că toată viața de acum. Urmează o perioadă, știu și eu, de vreo aproape o lună în care voi trebuie să vă focusați către acest lucru și s-ar putea ceea ce alegeți acum să-și arate undeva roadele la echinocțiu. Pe 20 martie. Deci de acum până pe 20 martie vă concentrați toate forțele pe un singur obiectiv, ca atunci probabil să culegeți roadele pentru care ați pornit pe acest drum. Sună bine, merită să alegeți acest singur țel, un singur țel care vă va aduce într-un final cele mai minunate rezultate. Pentru Scorpion, cuvântul zilei este enlightenment, iluminare. Vi se iluminează mintea, viața, inima. Vine așa un fascicul de lumină către voi și care vă arată calea, sensul, vă dă un răspuns, vă scoate din întuneric, vă scoate din ceață. E farul ăla călăuzitor pe care îl așteptați. Iluminare. Iluminare poate să însemne orice. Iluminare spirituală, iluminare mentală, iluminare că se face lumină într-un anumit plan al vieții și îl înțelegeți mai bine, ca atunci când intrați într-o cameră și habar n-aveți ce e în camera aia, poate să se întâmple orice, dar ați aprins lumina și deja știți, se aprinde lumina astăzi, farul ăla de care vă ziceam, și vă liniștește. Aveați nevoie de acest fascicul de lumină să cadă peste un anumit plan al vieții, probabil peste cel sentimental, că acolo probabil erau niște dubii, niște suspiciuni, un dram de neîncredere, ceața aia plana peste anumite peste anumite aspecte din viața sentimentală și așteptați de undeva cineva, ceva să vă lumineze mintea, calea, sensul. Acum se luminează, acum înțelegeți, știți. Dacă cineva va pune o întrebare despre problema asta acum, veți ști ce să-i răspundeți. Până mai ieri nu știați, erați în ceață, erați într-o aură așa întunecată care nu vă lăsa să vedeți nimic dincolo, niște ochelari de cal înainte aveați și nu puteați să înțelegeți pe ce nivel sunteți. Acum ceva vă iluminează, un răspuns care vine, un mesaj care vine, o discuție clarificatoare cu cineva, o întâlnire, ceea ce se întâmplă în viața voastră personală are acest rol de a restabili claritatea, lumina, ordinea, buna înțelegere, să știți exact pe ce teren sunteți și încotro mergeți la urma urmei. Pentru săgetători, cuvântul zilei este freedom, libertate. Voi sunteți, ca și vărsătorii, poate cei mai liberi din zodiac. Voi iubiți enorm libertatea, spațiul vostru trebuie să fie cât mai larg. Ca tare, astăzi, spre asta tindeți, spre a vă elibera de ceva ce vă ținea captiv. Era o frică ce vă ținea captiv, era o stare de stagnare în care erați captiv, era o stare de pasivitate. Nu simțeați că pe un anumit plan al vieții nimic nu se mișcă. Erați într-un pătrat, închis în pătratul ăla și nimic nu se mișca. Astăzi, din alegere proprie, din liber arbitru, alegeți libertatea și
se clarifică din nou toate aspectele acelea neclare. De voi depinde să spuneți un cuvânt. Cuvântul ăla eliberator, cuvântul ăla de vreau să fac o tare, dar de la voi citire. Nu vine nimeni să vă rezolve problema. Rezultatul final depinde de voința proprie, de alegerea pe care o faceți. Și da, probabil vă asumați acolo un risc, dar simțiți că nu mai puteți aștepta, nu mai puteți sta pe loc. E prea multă stagnare, e prea mult platou, monotonie. Ceva nu se mai mișcă, nu se mai întâmplă în viața voastră pe un anumit plan al vieții. Că e vorba de bani, nimic nu se mișcă, astăzi poate să se miște ceva. Vă eliberați de niște restanțe în plan sentimental, financiar. Vă eliberați de niște probleme la serviciu, vă eliberați de o teamă, de o nesiguranță în plan sentimental, că eu tot cu partea sentimentală am rămas în gând. Ceva vă ținea acolo, nu vă puteați mișca nici într-o parte, nici într-alta, dar acum puteți în sfârșit să faceți un pas. Și pasul ăsta naște alt pas și alt pas și alt pas, care de fapt înseamnă eliberare, ieșire din spațiul ăla strâmt, că voi nu puteți da randament în spații strâmte. Voi trebuie să fiți pe spații cât mai largi, cât mai să vedeți orizontul până departe. Și apropo de asta, dacă ați văzut vreodată când lucrați în medii în care n-aveți lumină naturală, în care n-aveți ferestre afară de văzut, camere foarte mici, s-ar putea voi să nu dați randament. Și dacă ceva nu merge bine la serviciu, uitați-vă și la spațiul în care lucrați, că strâmtoarea nu vă ajută să vă simțiți în largul vostru. Da, într-o relație, într-o prietenie, undeva unde aveți spațiu prea limitat, voi nu puteți da randament. Și ca atare, ceva de genul ăsta faceți astăzi, să vă revendicați libertatea, să dați un pic drumul la pătratul ăla care vă strângea prea tare pe un anumit plan al vieții. Pentru Capricorni, mesajul zilei este solitudine, singurătate, lucru care pe voi nu vă sperie. Sunteți printre puținele zodii care chiar iubesc de foarte multe ori solitudinea. Acolo, în liniștea aia singuratică, voi puteți să vă auziți gândurile. Acolo puteți lua deciziile cele mai clare, cele mai bune, cele mai înțelepte. De aceea, dacă astăzi alegeți singur să stați măcar o oră singur departe de lume, de fapt vă face bine această rupere de agitația cotidiană. Că acolo puteți face ordine în minte, da, s-ar putea să fie un fel de monolog, era să zic dialog, nu, e un monolog cu voi înși vă în care clarificați o situație, dar singuri, acasă, cu o cafea în față, cu o țigară, nimic altceva, nu discutând, nu cerând părerile altora, nu ascultând atâtea opinii diferite, ci singura decizie bună o luați singur în singurătate, de unul singur în singurătate. Pentru că singurătatea are rol clarificator. Nu v-ați putea concentra dacă în jur ar fi nebunie, ar fi agitație, ar fi gălăgie, dar în clipa voastră de totală însingurare, de bunăvoie și nesilit de nimeni, acolo veți vedea dintr-o dată că vă recăpătați zenul, pacea, calmul, odihna sufletului, ceva ce vă lipsea cât timp erați într-un iureș de evenimente. Pentru vărsători, cuvântul zilei este oportunitate. Porniți într-o direcție nouă și voi, poate în plan profesional, dar nu-i musai. Ceva se deschide în fața ochilor pentru voi și bineînțeles că abia așteptați să vedeți ce se întâmplă, dar e o oportunitate. Mai rar primiți asemenea variante bune la dispoziție. Da, poate nu știți ce e dincolo de pasul. Ceea ce faceți azi e pasul. Spuneți un da. Asta înseamnă oportunitate. Vă întreabă cineva ceva. Vrei cu tare și voi spuneți da. Da, pentru că e o șansă. Da, pentru că e o oportunitate. N-ar trebui să o ratați. Așa că nu stați pe gânduri, nu amânați, nu lăsați timpul să treacă. Nu-i spuneți celui care vă întreabă ceva. Las că mă mai gândesc. Da, imediat. E o oportunitate nemaipomenită spre schimbare, spre altceva. Vă îndreptați din momentul ăsta. Spunând acel da, deja ați deschis calea către o cu tot o altă etapă de viață pentru voi. Sună interesant, sună promițător, voi știți foarte bine că sunteți într-o perioadă cu foarte multe oportunități, cu atâtea planete la voi în ogradă și de acum lucrurile încep să se liniștească, voi trebuie să spuneți azi un mare prezent la noua șansă care vi se oferă și care duce probabil acolo unde visați, unde
ați dorit dintotdeauna să ajungeți. Sună bine, merită. Și în sfârșit am ajuns la pești, care au și ei un cuvânt cheie, magic, și acesta este trust, încredere. Să știe că peștii de multe ori stau mai prost la capitolul încredere. Poate nu au încredere în ei foarte multă, poate nu au încredere în ceilalți prea multă. Posibil să fi fost de multe ori și dezamăgiți, ați avut încredere în cine nu trebuie și de aceea voi la capitolul încredere sunteți mai rezervat, mai reținuți, mai distanți. Până nu cunoașteți bine oamenii din fața voastră, nu investiți încredere. Ori astăzi exact asta vi se cere. Ai încredere. Ai încredere, fă pasul. Ai încredere și spune. Ai încredere și vorbește. Ai încredere și cere. Orice simțiți nevoia să faceți azi sau trebuie să faceți azi, faceți-o cu încredere. Că da, s-ar putea să aveți acele dubii. E bine, nu e bine. Și când zic încredere, faceți lucrul ăla, dar cu încredere în aceea nebunească, oarbă, aruncați-vă la primul impuls. Nu sunteți voi impulsivi, așa este. Dar de data asta vi se cere acest vânt, să nu stați pe gânduri. E ceva pe principiu acum ori niciodată. Dar să o faceți cu încredere. Aruncați-vă în noua direcție cu maximă încredere. Orice ar însemna asta. O cale nouă, un plan profesional, dar ceva vă spune că nu sunteți pe deplin pregătit. Nu-i nimic, dați-i drumul. O să fiți pregătit pe parcurs. O relație nouă care se deschide la orizont, ceva vă spune, stai, mai cunoaște persoana, nu, dați-i drumul, o să vedeți mai târziu ce se va întâmpla. Încrederea cere această reacție nebunească, impulsivă, fără să stați pe gânduri. Că atunci când stați mai mult pe gânduri, începe să găsiți defectele, să găsiți riscurile, ori acum aproape că n-aveți timp de gândire. Probabil de asta trebuie să și reacționați impulsiv la primul impuls și nu e timp de gândire, nu e timp de așteptare, vă împinge de la spate situația respectivă. Acum, zim, decide-te acum și va fi o mare dovadă de încredere ceea ce faceți. Trebuie să aveți încredere în voi că faceți alegerea cea bună, încredere în ceea ce vă așteaptă la final, încredere că vor apărea resursele necesare pe parcurs, încredere că vântul ăsta care vă împinge de la spate este prielnic, deci nu mai stați pe gânduri, nu mai așteptați, nu mai cereți amânări, lasă-mă mai gândesc, las că văd săptămâna viitoare, că acum e momentul să investiți încredere într-un drum nou. Aceasta este ziua de 8 martie. Multă lume este îndemnată la schimbare, la noutate. Se pare că un început de săptămână priește pentru toată lumea să treacă la fapte, că se pare că totul va fi bine. O săptămână minunată vă doresc și la mulți ani din nou, doamnelor și domnișoare!